Elevii Colegiului Tehnic din Câmpul Lung au parte de un sprijin special pentru a trece emoțiile bacalaureatului, o echipă de coach. Este vorba de un proiect care se realizează în 5 licee din țară, unde promovabilitatea la bacalaureat a fost scăzută. Educația prin coaching este propunerea Asociației ROI și Asociației Române pentru Coaching pentru tinerii care se pregătesc să dea examenul de bacalaureat. Proiectul ZBURT este realizat împreună cu voluntari specializați în domeniul coachingului, o formă modernă de consiliere prin care se urmărește dezvoltarea personală. 5 licee din Iași, Sibiu, Brașov, București și Câmpul Lung au fost selectate pentru a fi incluse în acest proiect. Elevii și profesorii sunt stimulați să se înțeleagă, să colaboreze, să comunice, dar mai ales să identifice metode care să-i ajute să obțină rezultate mai bune. Proiectul a pornit tocmai de la dorința noastră a unor coach, antrenori, care avem ca profesie această activitate, să intervenim cumva în educație, în sensul în care acești copii să vadă acest de ce. Ce se întâmplă după și de ce să vin eu la școală, de ce să învăț. Pentru că asta este, noi vedem criza cu BAC-ul, dar de fapt nu e despre criza cu BAC-ul. Ceea ce aflăm noi lucrând cu liceele din proiectul ăsta este că sunt probleme mai grave sau cauzele sunt legate în principal de interesul elevilor față de școală pe de-o parte, iar pe de altă parte la aceste licee sunt și probleme legate de mediul din care provin elevii. Mulți provin din familii cu probleme economice, unii n-au părinți sau unii au părinții plecați în străinătate și noi credem că e nevoie să ne uităm la lucruri în ansamblul lor. Astăzi o echipă Mușcel TV a asistat la întâlnirea cu antrenorii a elevilor și profesorilor de la Colegiul Tehnic din Câmpul Lung, care au acceptat să participe la proiect. Aceste întâlniri se desfășoară de 2-3 ori pe lună și au rolul de a forma o echipă în interiorul liceului care să identifice problemele, să-și asume responsabilitățile, dar mai ales să identifice soluții. Prin aceste echipe și prin acest proiect învățăm să aplicăm diferite chestii și diferite, cum să vă spun, opinii în colectivul nostru, din clasă, din școală și să reușim să facem și noi niște echipe la diferite ore unde ne permit profesorii pentru a putea crește în medie, în învățământ și să, nu știu, să facem ca școala să devină un loc unde să nu venim că trebuie și să venim că ne place și că așa cred eu. Este o primă încercare a societății civile, reprezentată prin toți acești voluntari implicați în proiectul ZBURT, de a schimba sau măcar ameliora rezultatele nenumăratelor modificări de legislație din domeniul educației. Evident că acest proiect nu va ridica promovabilitatea la bacalaureat de la 20% la 100%, dar cu siguranță vor fi elevi care vor înțelege că educația în timpul școlii nu este facultativă, ci obligație cu rol esențial în propria dezvoltare.